Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Laudatio Iesus Christus. Dragi ascultători, iubiți credincioși, în timpul Crăciunului, după acest timp al Crăciunului, am început zilele obișnuite de peste an. Vom urma pas cu pas viața lui Iisus de la botezul primit în apele Iordanului până la începutul pătimirii. Vom asculta învățăturile și pildele sale. Vom auzi despre vindecările și minunile pe care le-a săvârșit. Astfel, vom învăța mai mult să gândim și să trăim ca fii ai lui Dumnezeu. Astăzi, Apostolul Ioan ne introduce în viața publică a lui Iisus, începând cu duminica viitoare, Evanghelia după Sfântul Matei, ne va ajuta mai mult să-i cunoaștem inima și gândurile lui Iisus. Evanghelia de astăzi este o invitație la cunoașterea lui Hristos. Cine este El? Ioan Botezătorul, voind să ne încurajeze să începem a-L cunoaște mai mult pe Iisus, pare să ne întrebe: voi îl cunoașteți bine? Știți cine este? Ca să ne convingă, Ioan precizează de două ori că el însuși nu-L cunoștea pe Iisus, dar că Dumnezeu i l-a făcut cunoscut. Prin asta ne sugerează să aprofundăm cu ajutorul Harului cunoașterea lui Iisus, să citim cu atenție paginile Evangheliilor, să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să reflectăm asupra ceea ce ne descoperă Scripturile. Ioan Botezătorul dă mărturie despre Iisus. Ce spune el despre Iisus Hristos? Cine este el? De trei ori spune că nu el este Mesia, că este altul căruia nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei. Apoi îl arată cu claritate: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Sunt cuvinte pe care le repetăm și le cântăm la toate liturghiile noastre. Ce semnificație are faptul de a spune despre Hristos că este mielul lui Dumnezeu? Desigur, intuim că este vorba despre simbolul nevinovăției. Mielul nu poate face rău nimănui, este blând. Dar aici este mai mult de atât. Că este așa, o arată și cei doi ucenici, Ioan și Andrei, care imediat ce aud aceste cuvinte, îl părăsesc pe Ioan Botezătorul și încep să meargă după Iisus. Pentru contemporanii lui Ioan Botezătorul, era mai ușor să înțeleagă sensul acestor cuvinte. Pentru ei, aluzia la miel era clară. În templul din Ierusalim, în fiecare zi, se jertfea un miel pentru curățirea de păcate a poporului. Apoi, în fiecare an de sărbătoarea Paștelui, amintind noaptea fugii din robia Egiptului, fiecare familie mânca un miel și cu sângele lui ungea amândoi stâlpii și pragul de sus al ușii casei ca semn de recunoaștere. În seara Paștelui, capii de familie povesteau fiilor noaptea eliberării, când sângele unui miel îi salvase de îngerul nimicitor. Acel miel fusese oferit ca jertfă în locul lor. De asemenea, mulți știau că profetul Isaia a vorbit despre un personaj misterios numit slujitorul Domnului, care era asemănat cu un miel dus la înjunghiere, pentru că a fost condamnat la moarte, deși era cu totul nevinovat, luând asupra sa vinovățiile și suferința altora, purtând păcatul multora și oferindu-și viața pentru cei păcătoși. Dar mai era ceva.
cei care l-ascultau pe Ioan Botezătorul își aminteau de întrebarea pe care cu multe secole în urmă Isaac i-o punea lui Abraham, care își ducea fiul pe munte la moarte. Tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru jertfă? Când Abraham a răspuns, el nu știa că rostește un cuvânt profetic, de care va depinde întreaga istorie a omenirii. Fiule, Dumnezeu însuși va avea grijă de mielul pentru jertfă. Ecoul întrebării rostit de tânărul Isaac a continuat să se audă în întreg Vechiul Testament. Unde este mielul pentru jertfă? Unde este mielul? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, a strigat 2000 de ani mai târziu Ioan Botezătorul, undeva aproape de locul în care Isaac rostise pentru prima dată aceste cuvinte. Cel despre care vorbea Ioan era Hristos, care cu însuși sângele său a căpătat o răscumpărare veșnică. Este fascinant să știi că cele două istorii, cea a lui Abraham și cea a lui Isaac, și-au găsit deznodământul pe același munte. Așadar, Ioan Botezătorul, vorbind despre Iisus, spunea, iată adevăratul miel pentru adevărata jertfă. În jertfa mielului lui Dumnezeu, noi, cei care cărăm pe spate lemnele propriei condamnări la moarte, găsim izbăvirea, ca și Isaac odinioară. La evrei, în tradiția rabinică, există o povestire, un fel de fabulă. Se spune că odată mielul s-a dus la Dumnezeu și i-a spus, Stăpâne, ai fost nedrept cu mine. Nu mi-ai dat nicio armă ca să mă apăr de atâția dușmani pe care i-am. Nu mi-ai dat coarne ca cerbului, nici colți ca mistrețului, nici ghiare ca pisicii, nici forță ca elefantului, nici țepi ca ariciului, nici fuga ca iepurașului. Ai uitat să-mi dai și mie o armă ca să mă apăr. Creatorul i-a oferit să probeze pe rând coarnele, colții, țepii, ghearele și niciuna dintre aceste arme nu-i se potrivea. Atunci el i-a spus mielului, uite, îți voi da o armă cu care să poți rezista tuturor agresiunilor. Îți voi da răbdarea. Morala povestirii este importantă. În lupta necruțătoare cu răul, Dumnezeu nu face uz de forță, de putere. Este lupta virtuții, a jertfei. Acestea îngenunchează chiar și puterea. Iisus, miel. Cum poate un miel să poarte păcatele omenirii? Ce șanse are un miel în fața lupului? Aparent niciuna. Ce șanse poate să aibă cineva născut în sărăcie în fața lui Irod, a lui Pilat, a puterii romane, a mai marilor acelor timpuri? Răspunde profetul Isaia. El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne aduce pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi am fost vindecați. Privind spre mielul lui Dumnezeu, spre cel care murea pe cruce în timp ce se jertfeau miei în templu, îi mulțumim. În același timp, învățăm de la el principiul care aduce biruință. Dacă vrei să-i ridici pe alții, să-i influențezi în bine, trebuie să te jertfești pe tine. Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De 2000 de ani încoace, Dumnezeu continuă să cucerească, trimițându-și miei în mijlocul lupilor. Când cineva acceptă jertfa, oricât de mic ar fi, intră în acest plan al lui Dumnezeu de cucerire a lumii pentru sine.
Ce șanse avea episcopul Anton Durcovici în fața persecutorilor? Din punct de vedere al lupilor de atunci, al puterii comuniste, niciuna. Avea 61 de ani când a fost arestat la 26 iunie 1949. După 2 ani de bătăi și lipsuri, a murit într-o celulă izolată a unei închisori dintr-un colț al țării. A fost aruncat într-o groapă pe care nimeni nu știe. Părea că jertfa lui a fost în zadar. Și totuși, în închisoare, în suferință, el a fost un martor al mielului. Ridicați pe umerii lui, noi, creștinii de astăzi, vedem mai departe. Și privind la credința lui, primim curaj de a ne duce alergarea până la capăt. Nu întâmplător, în centrul stemei lui episcopale, Durcovici a ales să pună mielul. A avut noroc în căsătorie, auzind spunându-se deseori, a dat de o fată bună sau de un băiat de treabă. Cei care spun așa nu știu că nu există noroc. Nu știu că o căsătorie fericită presupune multă jertfă, călcare pe inimă, renunțare. Și asta e valabil în toate domeniile. Ce șanse poți să ai ca tânăr să duci viața de credință în mijlocul unei lumi murdare? Merită să raps nedreptatea, jignirea, răutatea? Merită să cauți să fii cinstit, corect și bun? Să iei din timpul tău și din bunurile tale pentru a face bine celorlalți? Merită să lupți pentru valorile cerului într-o societate care nu te încurajează la aceasta? Prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre, spune Iisus. Miel sau lup? Aceasta este alegerea pe care o facem din nou astăzi. Atât timp cât vom fi miei, vom învinge. Și chiar dacă vom fi înconjurați de lupi numeroși, vom reuși să-i întrecem. Dar dacă vom deveni lupi, vom fi învinși. Pentru că vom fi lipsiți de ajutorul păstorului. El nu paște lupi, ci miei. Pentru aceasta, el va pleca și te va lăsa singur, deoarece îl împiedici să-și arate puterea. Sunt cuvintele lui Ioan Gură de Aur. Iubiți credincioși, dragi ascultători, în ultima carte a Sfintei Scripturi, în capitolul 5, Cartea Apocalipsului, există o imagine grandioasă. Apostolul Ioan vede lângă scaunul de domnie un miel stând în picioare. A luat cartea cu sigilii ca să o deschidă. S-a uitat apostolul în continuare și a auzit glasul a mii și zeci de mii de îngeri. Ei spuneau cu glas puternic: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Ne alăturăm astăzi tuturor acestor ființe cerești. Ne închinăm mielului. Îi mulțumim și îi spunem că lui se cuvine într-adevăr toată lauda, cinstea, slava și stăpânirea. În același timp, am vrea să ne asemănăm cu El în răbdare și în jertfă. Rugăciunea adresată lui Hristos, pe care o spunem la fiecare liturghie, s-a născut tocmai din Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, dă-ne nouă pacea și ajută-ne să ne jertfim unii pentru alții. Amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.